Premier în justiție, un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru o palmă date unei femei peste fund. În prima instanță, magistrații au decis 10 luni de închisoare cu executare. Agresorul și-a recunoscut fapta, însă nu a declarat apel. Dacă nu face asta până vineri, sentința rămâne definitivă. Cristina Bucșă, avocata victimei, înainte de a săvârși fapta, individul a făcut câteva remarci de natură sexuală și a făcut apoi un avânt, să zic așa, lovind-o pe persoana vătămată peste partea posterioară, râdea frenetic. Era foarte mulțumit și încântat de ce Făcuse. femeia agresată are 52 de ani și o poveste de viață impresionantă. La 11 ani, aceasta a fost luată de lângă mama ei din Bucovina de către tatăl născut în Africa. Acolo avea să treacă prin clipe de coșmar pe care le-a povestit într-o carte autobiografică. Bunica paternă a cerut să fie mutilată sexual, așa cum se întâmplă cu toate fetele de vârsta ei. Într-un final, Nina a reușit să fugă și a devenit o apărătoare a drepturilor femeilor din lumea întreagă. Cristina Buc și avocata victimei consider că hotărârea a fost de natură a compensa cele întâmplate în copilăria acesteia și fapta a fost de natură să o afecteze mult mai mult decât ar fi afectat alte femei, a spune eu, aflate în locul acesteia. Individul care a lovit-o nu era la prima agresiune împotriva femeilor, după cum au descoperit și judecătorii care l-au condamnat. Referitor la persoana inculpatului, acesta a fost anterior condamnat de două ori pentru o să. Vârșirea unor infracțiuni de viol are studii Medii, este necăsătorit și nu are ocupație. În fața instanței de judecată, acesta nu s-a prezentat la niciun termen, deși a fost legal citat. A transmis judecătoria Suceava relatează pleitec.gro.